asta e singura întâmplare violentă cu cineva. Deci a spus ceva de genul că da, bine că la telefon nu poate să-ți răspundă, dar știe să te folosească pentru bani. Mi se face pielea de găină doar că mă gândesc. Și după a comentat de mama. Nu știu de ce aș putea să fiu în stare dacă te iei de mama. Am văzut albul în fața ochilor și am acționat. Erau aceste două femele din viața lui care își trăgeau scalpul unei alteia și să-mi bag picioarele dacă a fost cineva care nu m-a înțeles că am făcut chestia asta. Și n-am fost invitată la nuntă și nu ne-am mai văzut niciodată. Mă, mi se pare că în jurul unor oameni comentează prea puțină lume când ăia efectiv mănâncă căcat. Bă, în viață e bine să nu stai ca un prost. În viață e bine să acționezi și să ai o personalitate puternică, că altfel te calcă toți pe cap. Hei, ce faceți? Mă rușură că sunt la un nou Storytime aici, de pe YouTube. A venit momentul, dragă, să mai ștergem pe cineva de pe lista mea neagră. Cred că v-am zis pe Instagram prima oară de acest subiect, acum peste un an, cred că acum 2 ani de zile vorbeam pe story, despre cât de tare trebuie să vă povestesc despre ce s-a întâmplat între mine și noua soția lui tata. Și acum, dacă stau bine să-mi contorizez toate acțiunile mele violente din această viață, asta e singura întâmplare violentă cu cineva. Ce s-a întâmplat cu această femeie este total diferit față de ce am mai trăit eu, episoade de-astea vulcanice sau mai știu eu ce, de-a lungul vieții. De asta o să fie o storyline foarte interesant și foarte personal. Doar mă știți foarte bine, eu acum sunt la terapie gratuită. Cum să zic, fiecare storytime este un proces întreg pentru mine și pentru psihicul meu. Și cred că am avut, cred că vreo 2 luni vacanță așa de pe YouTube, o vacanță de-asta de vară în care s-au numărat foarte multe. Am și schimbat camera, microfonul, deci acum filmez de pe o chestie, pe un fel de, nu știu, OZN, ca să zic așa, o chestie gigantică, cameră, și merge treaba așa mai ca pe unt. Am făcut și o groază de reamenajări prin casă, acum filmez în dormitor, cred că e prima oară când filmez un story time în dormitor, dacă nu mă înșel. By the way, True Crime România, seria noastră de True Crime, revine. Acum o să ne facem revenirea cu episodul de Halloween și o să vedeți că și acolo s-au schimbat foarte mult. Am făcut eu pauză de 2 luni de pe YouTube, dar m-am întors și ne întoarcem cu niște forțe de la bombă. Cu pași repezi ne vom apropia de noul capitol care are legătură și cu hashtag procedura secretă, despre care v-am mai spus eu pe Instagram, chiar dacă nu vă dezvolui despre ce e vorba, să vă dau câteva hinturi măcar. În ultimul timp am filmat enorm pentru chestia asta, știu că e totul foarte așa în ceață, dar o să vă zic despre ce e vorba. Bă, dar știți ce e bine? Un lucru e sigur. Cum e, nu vă plictisiți. Este bine că trăiesc și că se întâmplă lucruri, astfel încât după să pot să vin în fața voastră și să vă zic dracu ceva interesant. Voi rezonați cu mine, adică îmi place să fie chestia asta reală. Altfel de ce dracu mai stai pe internet, nu-i așa? Bun! Cum stă treaba? În general, aștept o perioadă până să vin în fața voastră să vă povestesc lucruri din viața mea. Cu cât trece timpul ăsta și înaintarea asta în vârstă, îmi dau seama că felul în care rumeg fiecare întâmplare din viața mea de la un moment dat este foarte diferit. Dacă aș fi făcut storytime-ul ăsta acum 2 ani de zile când voiam eu să o fac, ar fi fost nasol cum aș fi povestit atunci. Dar știți cum e? Totdeauna un început. Așa că o să pornim, nu direct din momentul în care eu am început să am ceva cu această persoană și invers, de fapt să avem această altercație. Totul a început evident cu părinții mei, ai mei, da, cu care, by the way, am făcut și un clip acum mai mult timp, nu știu, acum cred că un an și ceva, în care i-ați cunoscut mai bine și ați văzut că vorba lui bunic din 2 tâmpiți, doar o tâmpită putea să iasă și tâmpit, cum să zic, bunicii mei sunt absolut cei mai tari oameni în viața asta pe care știu și zic tâmpiți, credeți-mă că zic în cel mai cinematic mod și în cel mai fain mod posibil. Deci cum să ai viața asta? Ce tâmpit ești? Deci niciodată nu v-am mai spus și înainte să mă nasc eu am avut o soră, Diandra, care din păcate nu a supraviețuit, a murit la naștere. Asta s-a întâmplat în 1996. Și după a apărut starul vieții părinților mei. Și pot să vorbesc lejer despre asta pentru că știu de subiectul ăsta de când m-am născut și cumva m-am obișnuit cu faptul că eu am avut o soră care din păcate nu este printre noi și nu a apucat să trăiască nici măcar o zi din cauza unui medic imbecil, dar mă rog, asta e cu totul altă poveste. Poate o să vă zică mama dacă își face vreodată YouTube și o să povestească despre chestiile astea. Ce bine că dacă sora mea ar fi fost pentru noi, nu se știe dacă eu aș mai fi apărut. Stați așa că a trebuit să opresc ca să trag aici o perduluță, o chestie, că s-a trezit acum Mazeura să mă pupe pe mine cu soarele lui când povestesc eu de cearta mea cu soția lui tata. Și că în cazul ca multora care probabil vă uitați la acest video, părinții mei la un moment dat au divorțat. Pentru că n-am luat parte la motivele pentru care ei au ajuns să se despartă, da, când eu aveam vreo 10 ani. Nu pot povesti, dar cu siguranță că undeva la bătrânețe, pentru că știți că o să fac online toată viața mea, inclusiv când o să mai am din singură. Vă promit că o să vă povestesc la un moment dat, dar asta o să fie peste foarte extrem de mulți ani. Dacă ați auzit povestea lor mei, toată povestea de dragoste, de ce au ajuns să se despartă, ce s-a întâmplat și așa, credeți-mă, n-aș face un story time, aș putea să fac, cred că, 15 episoade, să scot și o carte. Deci este una dintre cele mai extraordinare povești pe care le-am auzit în viața mea. Și de acolo, cred că a început bunicul prima oară să-i numească pe părinții mei tâmpiți. Deci dacă voi credeți că întâmplările mele pe care vi le-am expus aici de atâția ani pe YouTube sunt ceva și nemaipomenit, povestea ăstora este ceva
e așa un fel de tragicomic, dar mai mult cu tragic, dar dramă, acțiune, detectivi particulari, alte țări, avioane, chestii, hackeri. În fine, atâta zic, atâta pot să zic din păcate, așa că trecem mai departe. Și infidelitatea, am uitat să zic asta pe partea masculină, dar e ok, e ok. Și uite așa, dragă, sau de ce s-a gândit să rupă pisica în două. Și oricum nici măcar nu contează cui a fost vina, nu pot să arunci oricum vina doar pe unul singur. Oricum, nu sunt eu în măsură să fac chestia asta, sunt părinții mei și cei mai tari părinți din viața asta, îi ador. Având în vedere că ei... își trăiau povestea asta care ducea spre despărțire. Eu nu știam nimic, adică eu am aflat toată povestea și așa abia pe la 16 ani, 17 ani, când am stat de vorbă cu mama și mi-a dat tot și am vorbit în seara aia 6 ore și mi-a povestit tot ce s-a întâmplat între ei de fapt. Amândoi au știut cumva cum să ascundă toate dezastrele care se întâmplau între ei de fapt. Ceea ce a fost foarte mișto, pentru că eu cât am fost mică, n-aveam nicio idee de ce exact ăștia se despart. Adică, nu știu, eu îmi vedeam super bine de viață, mă simțeam foarte bine, mereu am fost un copil de ăsta foarte alintat care a primit ce a vrut. Într-o oarecare măsură vreau să fac și eu chestia asta cu copilul meu, doar de la prea mult talent ți se apleacă. Știi ce zic? Și nu mie mi se apleacă, ci eu lora din jurul meu de acum, eu ca adult fiind. Mama era cu lingurița de argint pe la nasul meu într-una. Dar în schimb, atunci când am auzit că se despart, am fost foarte fericită pentru că, bă, știți cum e chestia aia? Nu vezi, nu știi, nu auzi, nu nimic, că se ascund părinții foarte bine, dar simți. Și eu întotdeauna am simțit că ceva nu este ok. Tata nu e genul care să dea atâta, cum să zic, nu e atât de... Nu e o persoană foarte emotivă, adică el e cumva mai robotic, știe să-și ascunde sentimentele, nu știu, tata are un handicap de ăsta emoțional, dacă vreți. Mama este la pol opus, de asta mi se pare că eu sunt o combinație foarte interesantă între ei, care dă mai mult spre mama. Oricum, eu mi se pare că sunt fix copia mamei mele, suntem unul la unul, frate, pe toate părțile și îmi place chestia asta de mult, pentru că mama e persoana mea preferată din toată lumea asta. Și atunci când a venit mama la mine să-mi spună că, uite, eu știu că tu divorțăm, vreau să vă spun că m-am bucurat atât de tare. Eu fiind un copil care m-a primit și foarte mult bullying de la școală și fiind închis foarte mult în lumea lui, pentru că eu am fost foarte mult în lumea mea atunci când eram mică, îmi plăcea mai mult să stau singură în camera mea, să fac proiecțiile mele, să stau cu oamenii. Și cumva a contat mult chestia asta, pentru că eu când am aflat această veste... Eu m-am axat pe relația mea cu mine încă de când eram mică, pentru că mereu am fost cea mai bună prietena mea de când mă știu. Nu făcea mare diferență pentru mine faptul că tata urma să se mute, pentru că casa era la mama și așa. Și eram ok, mai ales că tata nu a fost neapărat cel mai implicat tată din lumea asta. Chiar era un serial pe Disney Channel în perioada aia, nu mai știu exact cum se numea, unde foarte bine că au băgat serialul ăla în perioada aia. Deci, dacă nu mă umflam cu popcorn și mi-am schimbat toată viziunea despre divorț de la serialul ăla, uite, copii, părinții divorțau și după aia fiecare părinte îl lua pe respectivul copil în vacanță. Și da, și aveau totul dublu. Două vacanțe, două, nu știu ce, două cadouri de Crăciun, două cadouri. Adică, nu știu, dragă, numiți-mă materialistă sau superficială sau mai știu eu ce, dar credeți că mindset-ul ăsta m-a ajutat. Că totul chiar a fost mai bine așa. Vreau să vă spun că după divorț, mama mea nu că a înflorit. A ajuns cea mai tare femeie pe care o știu. A ajuns să aibă cariera visurilor ei. Să călătorească, să se ducă cu fetele, să aibă super viață socială, să meargă la împachetări cu ciocolată, cu aur, cu nu știu ce, să facă sport. Faptul că eu am văzut-o pe mama, că ajunge o zeiță, pur și simplu, în adevăratul sens al cuvântului, uite, cred că de-aia a dat domnul cu soarele pe mine, că urma să vorbesc despre mama. Doamne, mama cred că o să leșine, că nu o să aud asta. Deci văzându-o pe mama că este radiază și văzându-l pe tata că e ok, tata dintotdeauna a fost ok. De exemplu, s-a mutat în Franța, deci schimbările au fost și pe partea lui cu siguranță. Când divorțezi, vrei dracului să-ți refaci viața, că ai stat, în cazul lor noi, 14 ani unul cu altul, a fost... Și frumos, și ciorbă, dar și frumos, dar și... Vine momentul în care vrei dracului să-ți refaci viața, mai ales că îți crește copilul. Copilul deja are 11-12 ani, cât eu aveam, cât aveam atunci când s-au separat. Adică știi că mai sunt câțiva ani și oricum și ia limba în gură cu unul și te lasă și nu te mai spune și nu mai răspunde la telefon. Adică era clar ce perioadă urmează pentru mine și cu siguranță încep să cunoști oameni. Să-ți refaci viața, ceva foarte natural, foarte mișto. Mama a cunoscut pe altcineva, tata avea deja pe altcineva. Și uite cum viețile lor s-au bifurcat. Nu știu cum vi se pare vouă, dar jur că ar trebui să fac un sondaj de ăsta. Deci continuarea de vitregă, de mamă vitregă, frate vitreg, cum să zic, mă face să... Simt așa că mă ia cu frisoane, că îmi vine să borăsc și să mă întind pe jos, să mă nec cu propria vomă și să mor. Adică, inclusiv un video despre fratii meu, cu care nu mai vorbesc de ani de zile și ne-a abandonat total și așa, v-am spus că e frate vitreg. Mamă, nu știu, nu, e ciudat. Adică, băi, fratii meu, băi, pentru mine nu există
mamă să fie pus lângă altă persoană. Pentru mine, partenerii părinților mei niciodată nu vor fi mamă sau tată, vitreg, nevitreg, nu contează, n-o să fie. Mai ales n-aș putea să numesc pe femeia asta mamă vitregă, pentru că, în afară de niște la mulți ani și la un moment dat când ne înțelegeam noi o supă, nu cred că mi-a făcut, adică, știți, ca să zic mamă, iubitul mama sau așa, adică, nu știu, în afară de să-mi gătească niște scoici, să am o discuție cu el de 5 minute și să îl întreb când ne-am cunoscut cum îl cheamă, adică nu, adică, acum și în funcție de ce vârstă are copilul, da, mi se pare important sau mai puțin important să lege o relație cu aceștia. Nici măcar nu mă interesa neapărat să leg relații, eu doar voiam să știu că ei sunt fericiți și ok. Nu am ce să povestesc de cine a urmat în viața mamei mele, pentru că pur și simplu au fost persoane atât de ok. Nu a fost neapărat la fel și în cazul tipei despre care vom vorbi, și anume noua soție a lui tata. Cum am cunoscut cu ea? Băi, sincer, nici măcar nu mai țin minte exact. Țin minte că era în perioada, dacă ați văzut voi storytime-ul legat de fratii meu, unde a fost totul super personal așa și destul de emoționant. Prima oară cred că am cunoscut-o când aveam vreo 13-14 ani, deci a trecut ceva timp de la divorț până să o cunosc. Am început să o cunosc, mi se pare că în perioada în care înainte să se cere tata cu fratii meu și cumva când eu și cu fratii meu am început să ieșim toți patru gen. Adică tata începea să reia relația cu fratii meu și să ne apropie pe amândoi. Nu mi-a plăcut de ea. De când am cunoscut-o, nu mi-a plăcut de ea. Și ce dacă nu-mi place? Nu, eu trăiesc cu ea. Nu, eu m-am căsătorit cu ea. Și mi-am dat seama că tata chiar este fericit. Poți tu să nu-o placi pe aia, să se pară absolut îngrozitoare. Dar știu că este potrivită pentru tata, cel puțin acum. Și bine, acum s-au și căsătorit, ar fi cam greu acum cu actele de divorț, mă rog. Mi se pare o genul de femeie ceva mai acră, suntem foarte diferite. Suntem extraordinar de diferite, nu mă refer de nivel sau așa, că n-am genul ăsta de chestii, dar total paralele. Deci eu și cu ea în altă viață nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar, cum să zic, n-a fost vorba că am stat sub același cer sub altă viață, la modul ăla de diferite suntem. N-avem nicio treabă una cu alta. Ok. Și sunt absolut convinsă că pe cealaltă parte nici ea nu m-a plăcut în mod special pe mine. Din simplu motiv. Nu că nu m-am comportat eu ok cu ea, nu că... Cred că s-a întâmplat asta pentru că eram copilul lui tata. Cred că tu ca femeie, atunci când te combini cu un bărbat căsătorit care are și copil, cred sincer, cred că dacă e copilul mai mic, atunci e și mai complicat. Când partenerul tău are și un copil mare, tu ca femeie trebuie să ai o anumită stare, trebuie să fii cum coaptă. Nu înseamnă că bărbatul, adică tasul, nu mai este 100% al tău. Da, vorbesc de gelozie aici. Asta sunt foarte multe femei care sunt pur și simplu geloase pe copiii partenerilor lor. Evident ce e un copil fructul dragostei între tine și partenerul tău. Evident că eu reprezint, practic, fructul dragostei între mama și tata. E genul de femeie care mă vede ca, alertă, fructul dragostei între noul meu soț și fosta lui nevastă. Poate nu și-o recunoaște, dar cu siguranță o gândește. Nu vă gândiți că ne vedeam foarte des, cred că ne vedeam, nu știu... De obicei mă vedeam eu cu tata, el oricum se pregătea să se mute în Franța, pentru că s-a mutat acolo și s-a mutat cu ea și așa, pentru că au același job, amândoi sunt medici. Și a venit momentul în care ei s-au mutat în Franța, mai exact. Exact. Și am vorbit să merg la ei pentru o perioadă. Țin minte că era vacanța de vară, da, și era prima oară, da, era chiar prima oară, când urma să ne vedem pe un teren... Nu atât de neutru ca la un restaurant unde să mâncăm o ciorbă și să vorbim de vreme, repet. Și de data asta ne vedeam la ei acasă. A fost acum vreo 6 ani, dacă nu mă înșel, era înainte să mă apuc de online. Mamă, cred că mergem pe 7. Fuck, ce repede trece timpul ăsta, doamne. Încă puțin și trebuie să-mi iau creme de alea anti-aging, dracu. O să-mi cadă fața. Stați liniștiți, o să mă injectez. Nu o să vă sperii pe cameră. Bine, mă injectez după 30, stați liniștiți că nu acum, mai puțin. Oricum, ei lucrau pe parcursul zilei și ne vedeam mai mult seara sau dimineața, dar în principiu seara stăteam la masă și așa. În timpul meselor mi s-a părut mie că doza asta de gelozie așa cumva intervine. Știți drăgălășenia aia destul de forțată pe care o afișez? La discuțiile cu tatăl meu o să vorbesc de oricine vreau, inclusiv de persoanele din fosta lui viață și anume familia mea. Și anume o să zic de mama, o să zic de bunica, o să zic de sora lui mama, o să zic de oricine ar fi, eu o să vorbesc de oamenii ăștia, pentru că evident, eu nu știu altceva ca familie. Nu o să-mi moderez și modific discursul ca să te mulțumesc pe tine. Tu ai apărut la ceva timp în această viață a lui. Respectă chestia asta, obișnuiește-te cu faptul că sunt fisa și că el înainte, da, a avut o relație de dragoste. Eu sunt fructul dragostei dintre el și mama, care a fost la un moment dat și a fost chiar foarte copt, dacă vrei să
știi. Și ar trebui să ai destul de multă încredere în tine, mai ales având în vedere că ești în noua lui viață, astfel încât să auzi absolut orice din fosta lui viață și să nu te deranjeze. Că aveam niște discuții, nu știu, în care o mai menționam pe mama, o mai menționam pe bunica și tot așa. Și la un moment dat a făcut și câteva comentarii în ideea asta. Bine, acum nu contează ce comentarii, dar cert e că, în fine, s-a băgat puțin în seamă și era ceva de genul... Ah, dar de ce se aduce vorba de aia, dar nu știu ce, ok, bun. Dar n-am băgat în seamă, am zis că rezist, este ok. Trecem mai departe, bun. Și simțeam că uneori se deranjează de faptul că eu vorbesc prea mult cu tata. Sau au fost câteva comentarii când eram la magazin și l-am rugat pe tata să-mi ia ceva în condițiile în care acum 7 ani, scuzați-mă pe mine, dar evident că rugam pe tata să-mi ia, nu știu, o haină, o chestie și... A fost la un moment dat în care n-a putut să se abțină și a vorbit așa foarte încet și a spus ceva de genul că da, bine că la telefon nu poate să-ți răspundă, dar știi, este folosesc pentru bani, o chestie de asta, Doamne. Ce v-am spune că în ziua de astăzi, dacă mi-ar face așa ceva, mi se face pielea de găină doar că mă gândesc. Nu o să fac pe ea personaj negativ sau ceva, niciun caz. Că și eu clar am greșit, dar acum nu pot să, sincer, nu mi-amintesc neapărat dacă eu am comentat ceva. Știți că limbajul corpului spune foarte multe, inclusiv felul în care se mișca așa, nu știu, părea că vrea să pune așa un perete între mine și tata, adică era foarte... foarte posesivă. Mi-am dat seama de chestia asta, e foarte posesivă. Și acum vine vacanța noastră din Dubai? Cred că în același an, da, cred că în același an și în aceeași vară în care fusesem la ei în Franța, da. Am stabilit să mergem în Dubai 2 săptămâni sau ceva de genul, mă rog, în vacanță, nu știu ce. Ok, merg toți 3, da? Eu, tata și noua iubită pe atunci, soția mai recent. Și în Dubai nu o să uit niciodată ce s-a întâmplat. Foarte drăguț este că după am mers și cu mama în Dubai și cumva a șters imaginea cu care plecasem ultima oară când fusesem cu tata. Dar uite că în Dubai n-am mai putut să mă abțin. Da, pe atunci mi se umplea paharul mai greu. Bă, dar nu că s-a umplut. A dat asta peste baxul cu apă. Noi stăteam la un hotel, la un fel de apartament. Tata era cu ea, evident, eu eram în altă cameră. În continuare erau niște comentarii făcute pe aici pe acolo. Asta e. Asta credea, din nou mergem înainte. Până când a fost acest episod pe care nu o să-l văd niciodată și cu siguranță nici ea. Cred că a fost traumatizant și o să vedeți de ce cred că a fost atât de traumatizant pentru amândouă. Eu cu Justin tocmai ne-am întors din Franța, de unde am fost în vacanță, dar ne-am și văzut cu tata. Și trebuia să ne vedem toți 4, da, stați să vedeți ce s-a întâmplat. Deci în Dubai erau tot felul de problemuțe de astea, între voia să facă niște chestii, eu evident că voiam să fac niște chestii și uite așa, nu știa tata cum să se împartă o chestie de asta. Până în ziua în care mi s-a părut că s-au făcut atâtea comentarii încât am cedat. Eram în camera de hotel, eram în apartamentul respectiv în hotel. Era televizorul pornit pe Animal Planet sau ceva de genul și țin minte că erau animale care se reproduceau. În fine, tata era undeva pe acolo chill și a fost prima oară când i-am comentat femeii ăstea ceva mai acidă fiind. Ea era de o parte și eu eram de partea cealaltă camerei, deci fiecare eram poluri opuse. Atunci am dat-o și am dat-o într-o chestie de asta, auzi, dar tu n-ai altceva de făcut, nu poți, adică frumos, nu am înjurat sau ceva în prima fază. În prima fază n-am jurat fata voastră, stăte așa. Că după aia a sărit țățismul din mine, care astăzi este mai bine decât oricând conturat. Felul în care a răspuns m-a făcut să-mi dau seama că în majoritatea timpului în care m-a suportat a fost destul de falsă cu mine și exact ce v-am zis eu acolo, că era ceva acolo, se forțea prea tare să pare cine nu e de fapt cu mine. Când am văzut, cum să zic, cu câtă poftă mi-a livrat ceva atât de nașpa înapoi, când a făcut chestia asta, gata. A intrat oficial în cușca lei lor. Țin minte că parcă am adus-o eu pe mama în discuție. Nu în comparație cu ea sau ceva. Și după a comentat de mama. Mi se face așa cu pielea de găină. A comentat de mama. Când comentez de mama mea, nu că văd alb în fața ochilor, dar sunt șanse și să rămâi fără... Nu știu de ce aș putea să fiu în stare. Dacă te iei de mama, mă, poți să comentezi de oricine. Încă n-am copil. Cred că o să fie de mama și de fiul sau fiina, probabil, în viitor. Am văzut alb în fața ochilor și am acționat. Și anume, m-am înfiept în părul ei. De-a lungul anilor am adunat foarte multe păreri. Și să-mi bag picioarele dacă a fost cineva care nu m-a înțeles că am făcut chestia asta. A fost un instinct atât de natural încât m-a speriat, la modul ăla a fost. Și am început să ne spunem tot felul de lucruri. Urâte. Adică, în fine, și eu am exagerat pentru că am zis foarte multe căcaturi pe care trebuia să le zic. Adică, nu știu, puteam la un moment dat să mă opresc, să zicem. Nu, n-am putut să mă opresc și am început să înjur. Prima oară și ultima oară în viața mea, când mi-am băgat și mi-am scos și mi-am tras și mi-am tot ce vreți voi lângă tata.
Cum să zic, mă simt prost pentru chestia asta. Niciodată în viața mea nu o să mai vorbesc așa lângă tata, pentru că mi s-a părut îngrozitor. I-am turnat lui tot. Tot ce se poate, i-am zis, i-am... Efectiv, ajunsesem să-mi zic ceva și de cățelul ei, pentru că fusesem atât de nervoasă de chestia asta cu mama, încât pur și simplu nu știam ce să-i zic înapoi, ca să o rănesc atât de tare cum a putut ea să o facă că a zis ceva de mama mea. Și vreau să vă spun că în timpul ăsta, tata... Deci erau aceste două femele din viața lui care ștrăgeau scalpul unei alteia și tata acolo super chill zicea ceva de genul... Marilu, nu mai vorbi urât. Deci nu o să mai niciodată cum ai zis asta. Marilu, bă, noi puteam să ne rupem gâtul acolo. Marilu, nu mai vorbi mă, tati, așa urât. Băi, deci, superb. Ăla-i tata, clar. Deci ce om mai random de atât putea să fie. Am continuat să ne tragem de păr să ne spunem lucruri. Am împins-o și evident că la un moment dat, normal, tata s-a ridicat. S-a ridicat și a încercat el acolo să intervină între noi două, dar noi eram, nu, stai, eu ce eram eu, dar și aia. Și a început să-și dea drumul pe acolo și să fie și asta în flăcările iadului. Deci ce era acolo la hotelul ăla, vă jur că îmi pare rău că nu făceam vlog de pe atunci, că sigur puneam o cameră ascunsă. Nu mai se înțelegea nimica, ea începea să fugă, a început să plângă. De ce ai început să plângi? Și pentru că nu s-a oprit și a comentat în continuare și pentru că din nou spusese de mama, vreau să vă spun că am luat... Tot, orice, deci m-am uitat, am analizat rapid în gen două secunde tot ce era în jurul meu și am pus mâna pe un deodorant de sticlă, n-o să uit niciodată. Eu mă îndepărtasem pentru că deja eram destul de departe de ea, dar tata o consola pe acolo, fai, nu știu ce. Și eu deja eram, m-am dat înapoi și eram undeva în colțul celălalt al camerei și am dat în cap. Asta a fost ultima mea interacțiune cu această femeie. După ce am făcut chestia asta cu deodorantul în cap, vreau să vă spun că nu m-am simțit, n-am avut nicio remușcare, nici măcar una singură. După ce am terminat, cert că ea a început în niște crize să plece de acolo și s-a mutat, cum și eu aș fi făcut în locul ei, sincer, s-a mutat la alt etaj al hotelului și a luat o cameră separată și din momentul ăla vreau să vă spun că pentru restul vacanței, tata s-a împărțit între noi. Adică ca la proști. Mai pe românește, tata stătea cu mine o oră dimineața la micul dejun, după care o oră cu ea la micul dejun. După care, plimbări, nu știu ce, vizite. Deci două săptămâni chestia asta aproape, da? Nu, o săptămână jumate. După care, dă-i și vizitează Dubaiul. Fiecare tâmpită, evident, gen, tata. Vă dați seama, trebuia să ne ia pe fiecare. Și așa cred că și-a băgat tata picioarele. Cred că săracul după vacanța asta ar mai fi avut nevoie de încă o vacanță. Nu vine să spun că regret ce am făcut. Pentru că ea a spus niște lucruri pentru care nu o să o iert niciodată în viața mea. Și reîntorcându-ne exact la momentul episodului, am sunat-o după, evident, pe mama. M-a certat ea așa, da, printre rânduri. M-a mai întrebat... Și cum ai făcut? Măi, Marilu, dar nu știu ce, că nu știu cum, că la telefon, că măi, da, hă? Și ea zi, cum ai făcut? Ena, ce nebună ești! Asta era reacția de care aveam nevoie, de asta am sunat-o pe mama, pentru că știam că mama știe cel mai bine. După ce această tipă s-a mutat în altă cameră de hotel, țin minte că am avut o discuție de asta cu tata, ne-am dus noi așa foarte melancolici, așa foarte pierdut, mă rog, după ce s-a întâmplat, cred că nu se aștepta, în același timp mi-a vorbit și de ceva meci la care se uitase el, nu știu când, deci cumva nici nu cred că... A fost chiar alt defectat. De cred că a fost prima și ultima discuție cu tata, foarte serioasă, foarte deep, personală, cu plânsete, emoții, chestii. A fost foarte mișto discuția respectivă. Deci, cumva, uite că am și câștigat ceva după această ceartă. Și vreau să vă spun că după, mă rog, am mai făcut eu una mai nasoală, când trebuia să plecăm, deci după ce s-a terminat dubioșenia asta de vacanță, eu aveam zbor separat, ei aveau zbor separat. Și cert e că... Cumva valiza ei a ajuns la camera de hotel în care rămăsesem eu. Pentru că a ei trebuia deja predată o chestie. Eu, într-o cameră de hotel, doar eu, pentru câteva ore și cu valiza ei acolo. Și ea cu tata plimbându-se, făcându-și ultima plimbare. M-am dus la supermarketul de jos și vreau să vă spun că era un magazin de ăsta penal cu tot felul de stupizenii de-astea, nu știu, strugurel cu aromă de porc, nu știu ce. Și am găsit un spray cu aromă de bacon putrezit. Puțea, dezvenea să mori. Fă ce a făcut fata voastră a fost să-i ducă frumos la bagajelul ei. I-am deschis trollerul, i-am luat fiecare haină în parte și am uns fiecare haină în parte cu spray-ul ăla puturos de bacon putrezit. Am închis geanta, mă, și nu știu cum dracu, nu s-a simțit niciun miros, dar dacă deschideai, leșinai. Ca să înțelegeți că și eu am făcut în penile mele pe alte părți, adică... Am mai făcut o chestie în care, și asta mi se pare super funny, tata urma să mă ducă la zborul meu, până la zborul lor mai erau câteva ore. Și am coborât din mașină și... Nu ne-am salutat, nu ne-am spus pas sau ceva, pentru că noi ne-am ignorat total. Și când m-am dat jos din mașină, eram gen... Fii ai tu să fii, păi chiar așa, nu mă bași pe mine în seamă, nu zici acolo un pa. În spate era mașina și am făcut așa.
Și am început să merg așa super mândră în față, tatam că era bagajul. M-am întors și vreau să vă spun că s-au deschis ușirele aia de la aeroport și eu m-am întors și am început să-i arăt semnele astea, să zâmbesc așa și să mă dau în spate și să intru în aeroport. Și atunci m-a văzut ultima oară. Ultima oară, asta are amintire cu fisa lui bărbatul ei. Și în fine, ei s-au căsătorit acum vreo 2 ani, un an și ceva. Și n-am fost invitată la nuntă, ceva ce, mă rog, am reglat eu chestia asta cu tata, mi s-a părut foarte aiurea și mă enervasem foarte tare. Dar după am stat eu așa să mă gândesc și în ziua de astăzi, bă, chiar înțeleg de ce femeia n-a vrut să fiu acolo în ziua nunții ei. Așa cum ea, indiferent de ce părere avem una de alta, bă, chiar ar fi fost cam penal, adică ultima oară când s-a întâmplat așa ceva și acum să mă cheme la nunta ei, în cea mai frumoasă zi din viața ei, adică așa am înțeles-o. Iar acum, când am mers din nou în Franța, dar de data asta, na, cu Justin, na, am și eu o vârstă acum, ne-am și văzut cu el, dar noi am stat în altă parte, adică, mă rog, am fost în Franța într-un road trip de ăsta de 2 săptămâni, tocmai ne-am întors acum câteva zile și, na, ne-am văzut și cu tata, că prin sudul Franței am fost. Și, mă rog, tata zicea că pentru el e foarte important să ne mai vedem și împreună și așa și eu am vrut, eram gen, hai să ne vedem cu toții. E așa că am găsit scuze și, uite, așa, nu a vrut să mă vadă. Așadar, a trecut atâta timp și nu ne-am mai văzut niciodată. Niciodată, cu nicio ocazie. Înainte să se întâmple episodul ăla, nu știu, îi mai spunea la mulți ani, îi mai spunea lui tata la mulți ani să-mi zică mie sau de-astea, nimic. Și, mă rog, ce-am mai aflat de la tata e că oricum și ea, nici ea n-a uitat episodul. Adică, mă rog, nu pot să vă zic acum chiar tot ce a zis tata, dar ca idee era ideea de, bă, nici ea n-a uitat episodul. Și că e frică de tine și de-astea. Mă rog, în general, femeile sunt actrițe foarte bune, adică să zici o de-asta că Mi-este frică de Marilu și mi-e frică să mă văd cu ea. Hai, frate, cred că încă nu este momentul și cred că odată cu episodul ăsta a câștigat și ea ceva, și anume că acum, chiar că poate să-l aibă pe tata, cel puțin cât timp tata este pe lângă ea, poate să-l aibă tata cu totul. Singurul motiv pentru care eu aș mai vrea să mă văd cu ea este doar ca să îl văd pe tata fericit. Sunt pur și simplu niște lucruri care mă deranjează foarte tare, de exemplu, tata avea un anumit talent, un anumit nickname înainte, când era cu mama și toată lumea, toți prietenii lui spuneau într-un anumit fel. Și efectiv ea era pe principiu de... lui nu îi se mai spune așa, așa îi se spunea în fosta lui viață. De acum lui se va spune așa. Ce-ai zis asta? Asta îi pune acum porecle lui tata sau nu înțeleg? Adică, ce ridică în viață? Unele relații nu pot fi întreținute cu forța, frate. Și nu trebuie să te zbați pentru asta și nu trebuie să ai remușcări pentru chestia asta. Trebuie pur și simplu să o accepti. Mă, mi se pare că în jurul unor oameni comentează prea puțină lume când ăia efectiv mănâncă căcat, ca să zic așa. E bine să mai vine unul de ăsta așa, cum să zic, expansiv ca mine, care să ți-o zică, frate. Eu mi-am făcut datoria. Mi-am făcut datoria să fiu vocea aia de care nu o să scape probabil niciodată în viața ei, pentru că nu o să uite ce s-a întâmplat. Că până la urmă asta contează în final, relația pe care o ai cu părinții tăi, nu cu partenerii lor și așa mai departe. Oh, hai că ne-a prins și seara, deci efectiv am stat aici să filmez de Doamne, zici că v-am zis ca la terapie. Vă rog, dacă aveți genul ăsta de povești cu partenerii părinților voștri, dacă aveți și voi părinți divorțați și așa, neapărat trebuie să discutăm despre chestia asta. Deci cred că o să discut și pe Instagram, că mi se pare super interesantă. Dacă cineva a recomandat de mama voastră, n-ați vedea în fața ochilor și ați sări efectiv, n-aș judeca pe nimeni care îmi povestește că a făcut chestia asta. Bă, în viață e bine să nu stai ca un prost. În viață e bine să acționezi și să ai o personalitate puternică, că altfel te calcă toți pe cap. Bun, oamenii mei, fiți pe fază, vine un nou episod de True Crime, vin storytime-uri noi, vine hashtag procedura secretă, marele proiect pe care îl pregătim, care, mă rog, e proiect. Proiect e în viața reală, o să fie proiect online pentru voi. Hai, vă pup!